Salutare, oameni, și mai găsit cel nou episod de Polybridge și să ne continuăm cariera. Deci avem aici un singur vapor care trebuie să treacă, trebuie să facem un put simplu care să urce și cu niște hidraulice. Sau cam așa ceva. Bun, dacă avem ce important, drumul. Asta nu ajunge, nu? Văd cam aici punctul ăsta și cu punctul ăsta și încerc să-mi dau seama unde ar vrea să pun hidraulicele astea, mai ales că sunt 4. Așa, 1. Cam așa. Și ia să vedem. Asta trebuie să fie total mobil, deci nu pot să-l fac așa. Sperăm că ține, dar am dubile mele. Nu e too far away. Ține aici, aici. Asta vreau să ajung aici și n-ajunge. E incredibil. Deci, acum, bun. Acum să vedem, deci ăsta se strângă cu 40 și ăsta se strângă cu 35. Cum o să facem partea de rezistență? Să sperăm că ține. Prea lung. Așa. Aici se va rupe, cred, de fapt. Cam așa trebuie să fie aici. Aici nu mai am bări și am niște frânghii. Acesta coboară în jos în apă, dar trebuie să coboare prea mult. Și dacă îi dau să edice, mi-e că se rupe. Aș putea să încerc ceva. Expand 50%. Cu expand 20%. Se ridice foarte mult așa peste. Și ce să facem? Construcție înaltă. Cam așa ceva. Trebuie să o facem suficient de rezistență cât să nu se rupă. Să vedem. Ce pot să trag o frânghie și atâta. Și acum să facem asta foarte rezistent cumva. Deci mi se pare un pic dificil. Dar cred că o să reușesc. Așa ceva. Sau pot să leg, pentru că ăsta trebuie să se ridice. Se rupe aici, nu ține. Ia să vedem. Ha! Și partea asta de jos nu vrea să ține deloc. A, corect. Trebuie să pun altă... A, nu pot să pun astea, sunt prea departe. Astea pot fi reconstruite.
Ah, asta nu trebuie să-i spun. Așa. Te să facem mai rezistentă zona asta un pic. Mai avem suficient buget. Ce e prea departe, e incredibil. Asta o lăsăm înapoi. Așa. Acum au ajuns toate cum trebuie. Că asta nu o să ajungă aici. Ok. Ranforsăm ăsta. Și aici. Și aici. Asta nu ajunge aici, nu ajunge. Acum aici e puțin solicitat. Un pic roșu. Mă, că se ridică. A, ce dat? Ce nu mă așteptam? Aici. Are loc? Dar o să se rupă când o să coboare, nu cred că ține. Ar fi aș fi plăcut surprins. Da, se rupe. Deci ăsta n-a ținut. N-a ținut din cauza că ăsta nu e suficient de rezistent, corect. Facem aici așa o chestie. Să sperăm că ține. Mai puțin mai fix. Dacă și motocicleta aia după aia. S-a rupt decât ăsta acum. De ce s-a rupt ăsta? Acum oricum cred că trece cu toată coruptura, cred că știu ce e, adică aici se întinde de două ori. Nu te rupe, nu te rupe, da, uite aici nu trebuie să lipezi nimic, că se rupe, că aici sunt două extensii. Uite aici ăsta care e mai ușor. Și am făcut nivelul. N-aș putea zice din prima încercare. Bun, următor nivel. Iar avem checkpoint-uri. Hover. Aoleu, cum trebuie să meargă. Un zigzag pe aici. Ok. Deci trebuie să urce. După aia trebuie să coboare. E un roller coaster. Ce drum. Cam așa ceva. Asta e bugetul. Unu aici. Două aici. Nu e asta de fapt. Nu, asta lasă-l aici, e bine pus. Asta să vină aici. Sau nu, aici. Așa. Asta să țină partea asta. Aici aș vrea să fac altceva. Să fac mai scurt pe asta. Unul aici. Și aș vrea să fac... Nu, nu o să țină punctul ăsta. Și aici intervenim cu de-astea. Că bugetam 75.000. Ha, am o idee. Acum mi-am dat seama. Astea două le lăsăm. Avem cablul ăsta mai dur. 2 3 1. Uite ce strâmb. Aici am pătrățel frumos. Și acum se prăbușește evident. Trebuie să ranforsăm asta. O să ranforsăm cu lemn. N-ajungi pe bune? Wow. Cam mult lemn. Așa ceva.
Deci a ajuns din 3 și acolo n-a ajuns. Cum a venit asta, doar ei știu. Puțin strâng, dar mergem. Așa. Bun. Hai să facem asta mai întâi resistent. Sper să-mi ajungă bugetul. Of, am așa ceva. Ce n-a ieșit de la bine? Așa. Și aici. O dată. Se rupe de aici și de aici. Ok. Asta poate fi ranforsat așa. Și mai trebuie să fac aici ceva rezistentă. Facem aici așa o măsuță de rezistență. Cam așa ceva. Îl fixăm cu două bări de-astea, se prea greutatea, sau chiar trei bări. Facem și pasta de metal, de fapt. Dacă mai am un buget, dar sunt scurte, e suficient. Am forțat zona asta. Așa. Asta nu poate fi decât făcut cu ăsta. Și acum, ăsta ține, bine, nu o să se rupă ăsta atât de ușor aici, pentru că o să punem cablurile astea. Care ar trebui să țină. Punem unul aici. Unul aici. De fapt, nu. Înapoi. Depășe bugetul. Mai șterg ceva. Mai șterg de aici. Ok. Hai să încercăm cu frânghii simple momentan. Deci, asta e problema, că asta nu trebuie să coboare sub nivelul ăsta și nu o să țină. Mă îndoiesc că o să țină, mă încerc. Și nu știu dacă merge bugetul. Aici nu ajung astea. Cam așa. Asta îi facem în cabluri. Și acum venim și pe ăsta. Venim punctele astea. Asta de aici. Se prinde zona asta. 1, 2, 3, după și bugetul, 4, 5, 6, mai întâi vreau să mai pun încă? Cât am depășit bugetul, am depășit foarte mult. Ai, s-a uitat prea mult pe stânga din cauza aici că e înalt. Ok. Mai depășim un pic bugetul. Important este să reușești. Ups, nu asta. Barda asta. S-a rupt aici. N-ai multă presiune pe... Ia uite ce ori faci. 70%, mamă. Și acum o să ia viteză și să rupă podul aici jos. Sau nu? A, merge așa ușor. Da, aici am uitat să am forțez un pic. Hai să mai pun niște cabluri pe aici, deci... Ăsta prins de aici, ăsta prins de aici.
ăsta de aici. Și restul e prins. Derulăm un pic. Deja e mai, mult mai stabil podul. Dacă o să fac aici, am uitat să ram fără să deși o să se rupă. Hop! Face flip! Poc! S-a rupt podul, ok. Sunt de acord cu tine. Uita să... Aparent astea două n-au ținut așa cum îmi doream, așa că o să le șterg. Și o să pun un cablu ăsta mai gros, cred că depășim bugetul. Dar trebuie să țin o greutate mai mare aici, pe cum vezi n-am pus deloc nimic așa de lemn, să zic că ține. Acum fac astea aici, sunt la limită. Uite, hop, nu te rupe, nu te rupe, aia și am reușit, din a doua, aproximativ. Hai să mai facem un nivel, rapid. Așa simplu? Sună simplu, nu e chiar așa simplu, pentru că e foarte lung, după cum vedeți. Așa... Uau, cât de lung e. Wow, bun, acum... Deci 4.000 buget. Cam așa ar fi o opțiune să faci după ce știu, numai că astea nu ies bine dintr-un motiv. Zic, mi-a zicea. Deci mai întâi le trage așa pe diagonală ca să țină. Aia le unești. Aia le faci la fel. Ignore astea, le prinzi după aia. Și vezi să fie la nivel. Așa. Aia unei și partea asta. O să fie foarte rezistente construcțiile de genul. Acum îl mai înălțăm un pic. Așa. Deci acum am făcut prea lung, de exemplu. De-aia zic, mai întâi tragi diagonalele, se unească așa, dar să nu fie strâmbe. Cam așa. Și ăsta e strâmb. Acum Ana poate să-mi ia posta de referință. Îl fac așa. Bun, acum celălalt, similar trebuie să fie, da? Deci așa, așa. Perfect. Nu, te duci drum. Te ajută lirile astea de ghidaj destul de mult. Bun, am făcut partea de rezistență. Acum am... Sunt două opțiuni. Pot să prind decât cu frânghii și să sperăm că ține, sau pot să fac și pod de lemn de așa. Hai să încercăm mai întâi cu frânghii din prima. Sunt curios dacă merge. Chiar sunt curios. Deci cam așa ar trebui să arate. Aici astea nu sunt prinse, apropo. Dacă aveți impresia că sunt prinse, nu sunt prinse. Așa. Asta aici. E fără hidraulice, ceea ce e bine. Asta se prinde în celălalt turn. Așa. Mai ar trebui să prindem astea două de aici, să nu ne cadă. Așa, și ultimul. Și în teoria trebuie să țină. Și l-am făcut din prima, oameni buni. Chiar și să fac poduri. Bun. Cam acesta a fost episodul pentru ziua de azi. Am făcut 3 episoade. Sper că v-a plăcut. Până data următoare. La revedere.